Compania Națională de Asigurări în Medicină a importat din India peste 155.000 de doze de vaccin pentru profilaxia hepatitei virale B la adulți. Vaccinurile au fost repartizate celor 44 de centre teritoriale de sănătate publică din țară, care la rândul lor le distribuie instituțiilor medicale primare. În perioada octombrie-decembrie vor fi imunizate aproximativ 52.000 de persoane, câte 3 doze pentru fiecare adult din grupurile cu risc sporit de infectare. Este vorba despre persoanele care ar putea contracta boala pe cale sexuală habituală prin leziunea ale pielii și mucoaselor. În Republica Moldova sunt înregistrați peste 40.000 de bolnavi de hepatite cronice, iar în anul 2013 au fost depistate 1.726 de cazuri noi, în special în rândul adulților. Conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, anual în lume mor de hepatita virală B circa 600.000 de persoane.